Miracolele științei, de Jules Romain. Suntem în anul marii crize economice. Firme până mai solide se prăbușesc. Băncile dau faliment. Magazinele își trag obloanele. Uzinele își închid porțile. Milioane de șomeri își strigă foamea. Ziua de mâine e nesigură și alarmantă. Nenumărați oameni, la capătul puterilor, se sinucid. În această atmosferă de dezastru și de derută, o întâmplare senzațională reține atenția întregii lumi. Ziarele îi consacră ediții speciale. Ani întregi se va vorbi numai despre ea. Oricât ar părea de necrezut, această întâmplare s-a petrecut în tocmai așa cum veți afla. Totul a început într-o zi de iarnă târzie, la periferiile Parisului, când doi prieteni pe care viața îi despărțise în ultima vreme s-au întâlnit, dintr-o dată, pe unul din podurile de deasupra Senei. Asta e bună, la mandă! Iată, uite, bănă! La mandă, dragul meu! Să treacă 6 luni fără să ne vedem și ne ciocrim deodată nas în nas aici. Da. Mă bucur că te văd, dragul meu, Benă. Da? Nu s-ar spune. Nu prea leșin de încântare. Dar te asigur să știi că nu mi-ești dator niciun ban. Poate nu-ți amintești, dar să știi că mi-ai înapoiat cei 300 de franci, așa că ai tot dreptul să mi te uiți în ochi. Mă și uit. Da, văd eu că te uiți. Ascultă, mi-ai suflat cumva iubita? Nu sunt gelos decât la nivelul pământului și îți declar acum, solemn, aici, pe acest pod deasupra Senei, că te iert. Ești foarte drăguț, Benoît, dar nu e vorba de așa ceva. A? Nu, nimic din toate astea. Păi atunci ce e, dragul meu? Nimic. Cum nimic? Te-ai slăbit? Te-ai topit? Am slăbit 8 kg. 8 kg, nu mai spune. Dar cum, dragă, e chiar așa de grav? Vreo boală? Moralul? Hai spune sincer, trupește ori sufletește? Mai curând sufletește. Un necaz mare. Mai multe mici? Toate la un loc. Cum toate la un loc? Sufletul, în general, nu mai merge. Ia spune-mi tu, ce cauți acum aici, pe podul ăsta? Și de ce te uitai așa de fascinat la apă? Mă gândesc că ar fi și asta o soluție. Nu! De ce nu? În plină iarnă, știu că ar fi neplăcut. Dar de câteva zile apa se menține la temperatura de 12 grade. Nu, hai tu cu mine, dragul meu, hai, trebuie să cobor de aici cât mai degrabă. Mergi cu mine, dragul meu. Da. Repede de tot, o sticlă cu vin alb și o gustare. Imediat. E pentru cineva scos acum din gârlă. Din gârlă? Dumnealui? Da, repede, te rog, repede. Destupere o sticlă imediat cu vin. Așa, s-a făcut. Dar domnul nu pare că s-a udat. Păi, nu pare, fiindcă, uite, poartă haine impermeabile. Hai, toarnă, te rog, toarnă-mi pare. Da. Mulțumesc. Și acum lasă-ne. Lasă-ne, te rog, da? Bun. Vreau să zic așa, dragul meu. Vreau să te sinucizi. Dobitoc. Așadar, dacă nu mă nimeream acolo, noroc că sunt atent la tot ce se întâmplă prin partea locului, dar nici chiar așa încât să supraveghez podurile la orice oră din zi și din noapte. Da, mi-a venit o idee. Tu vezi portofelul ăsta doldorat de hârțoage, nu? E forța mea. O documentare considerabilă, ținută în permanență la zi. Și relații peste tot. Uite, te rog. Hârtia asta. Citește-o, te rog. Înainte de a vă sinucide, nu omiteți să întoarceți pagina. Ce mai aștept? Întoarce pagina. Hai, și acum citește, Caragios. Hai, citește.
Profesorul Miguel Rufisque, comandorul Ordinului Portughez al Științelor Paralele, directorul Institutului de Psihoterapie Biometrică din strada Londrei 117. Strada Londrei 117, stat de metrou Europa, cu schimbare la Villiers. Specialist în sinucide, vă oferă în 7 zile o dragoste nețărmurită de viață. Hai, citește și nota. Nota bine. Uh-huh. În caz de nereușită a tratamentului și de sinucidere finală a bolnavului, profesorul comandor se angajează să verse suma de 100.000 de franci văduvei sau urmașilor. Dar eu n-am nici văduvă și nici moștenitoare. Păi, nu face nimic. Clauza asta nu intră în joc niciodată. Iei metroul imediat. Trebuie uite cartea mea de vizită, ține-o. Grație ei vei fi primit de îndată. Altfel vegetez până mâine dimineață. Sălile de așteptare sunt înțesate până la refuz. De smintiți, de șovăielnici, de aiuriță. Profesorul nu-mi refuză însă nimic. Te rog, Kenner Plata. Fii drăguț, așteaptă un moment. Uite, ține, te rog. Așa, poftim. Mulțumesc. Hai să mergem, dragul meu. Te urc eu în metro, e mai sigur. Poftiți, draga domnule, vă rog. Mulțumesc. Sunt bănuiesc cel puțin 150 de pacienți înscriși înainte dumneavoastră, dar un cuvânt din partea prietenului meu, Benen, va avea întotdeauna pentru mine valoarea unui sesam deschide-te. Da, ia loc. Mulțumesc. Ce om seducător, Benen, nu-i așa? Și ce minte aleasă. Ce mai faci? Mulțumesc, bine. A terminat poemul de 42 de versuri pe care l-a început anul trecut? Nu, e un înțeles. Se mulțumește cu puțin. Ce valorează tot acest aur pe care eu l-adun cu lopata? Nimic. Dar dumneavoastră, iubite domnule, ce lucrați? Artist, așa? Eu mi dau un vânt după artist. Nu, acum lucrez la o societate de asigurări, dar m-am ocupat cu arhitectura la început. Am urmat bele arte. Ați renunțat? Porcă? Casele pe care voiam eu să le clădesc nu le plăceau clienților. Și cele pe care voiau ei să le clădesc nu-mi plăceau mie. Înțeleg. Veșnicul calvar al creatorilor. Așa că m-am apucat de pictură. Artist plastic? Ați expus undeva? 3 ani în șir la salon de toamnă. Dar într-o bună zi mi-au fost mutate pânzele de la locul lor fără să fiu prevenit. Le-am căutat, dar n-am mai fost chip să le recunosc. Extraordinar. Am trecut poate prin fața 300 de naturi moarte și cam tot atâtea peizaje. Toate erau la fel. N-aș fi putut să-mi regăsesc tablourile decât dacă aș fi avut prevederea să rețin un defect a rame sau să fac un semn pe dosul pânzii. O să vedem noi asta, dragă, domnule, ridicați-o, vă rog. Între timp o să-mi reglez aparatele. Psicoterapie, cu alte cuvinte, tratamentul sufletului. Biometrica, deși acest cuvânt, ce vrea să spună? Vrea să spună că eu nu-i pun pe bolnavi să-mi povestească micile lor întâmplări, că eu nu-i întreb cum îl cheamă pe unchiul lor, nici dacă s-au purtat urât odinioară cu surorile lor. Da, urcați-vă, vă rog, pe această platformă. Da. Așa. Așezați-vă cât mai firesc posibil și lăsați-mă să vă fixez brațele, capul și să reglez butoanele. Da. E dureros? Nu, deloc. E ca și cum v-aș fotografia. Casca asta mă cam strânge. Nu. Nu risc, sper să-mi cadă părul și așa am tendința să chelesc. Nici o teamă! Bine, dar ceva tot o să se scurgă prin toate tuburile astea, prin toate firile astea, curențe electrice, ceva. No! Dar ce? Da, gândurile dumneavoastră. Gândurile mele? Da, toate, chiar cele mai trecătoare, chiar cele mai segrete. Aveți gânduri în toată persoana dumneavoastră, chiar fără să știți. Aparatele mele vi lor prinde oriunde sunt, n-are importanță, în cap, în inima. În picioare. În picioare, în stomacu, de ce nu? Și gândurile astea vor pune în mișcare arătatoarele cadranelor mele. Rețineți, vă dau explicația vulgară, metaforică. Lucrurile se vedrec mult mai științific și mai absurd. Păi, dar dacă eu n-am chef să-mi aflați gândurile... Dar ce nevoie am eu de gândurile dumneavoastră? Eu citesc cifrele de pe cadranele mele și fac calculele. Tot e algebra! Nu văd decât ecuațiile mele. Calculez pe tabla mulțumite prodigioasei mele viteze matematice. Și când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră... În posesia cui? Eu nu încercați să înțelegeți. Ce bolnavi dirigiri sunteți. Nu uitați că sunt 150 de pacienți care așteaptă. Când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră, spuneam, vi așezați acolo. Introduc fișele la locul cuvenit și aparatele dictează rețeta pentru cazul dumneavoastră. Totul se petrece între el și dumneavoastră. Mie mă spun puțin în pasă de povestea dumneavoastră. Vă rog să închideți ochii. Încep. Mi-e frică. Deci. Mm.
Alone, deci pizorul al dumneavoastră este 337 rotunjit. Bă, bine, bueno, ați fost cu minte. Se vedeți leg mâinile. Veniți, 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 luați loc aici. Și acum veți auzi la megafon rețeta aparatului meu de prescripții. Vă rog să o notați cu grijă și apoi executați-o întocmai. Ordon, te vei găsi chiar astăzi la orele 17:15 în fața intrării principale a moscheii din Paris. Vei urmări atent persoanele care vor veni din strada Daubenton de-a lungul zidurilor moschei. În momentul în care una din ele va scoate o batistă din buzunar și își va sufla nasul, te vei îndrepta spre ea, te vei prezenta, o vei însoși la nevoie chiar fără voie ei, facându-i cunoscut că te încredințezi ei fără rezerve, impunându-i să dispună de viața dubitale, indiferent de ce scop și așa cum va crede de cuvința. Vei stărui neobosit până ți se va da satisfacție. Terminado. Așadar, trebuie să mă supun? Orbește! Da, vă mai întreb ceva, domnule, nu vă supărați. Domnule profesor, presupuneți că nu izbutesc, că persoana mă trimite la plimbare sau chiar că... Veți reuși, domnule, pentru că nu se mai întâmplată vreodată să-mi fie semnalată o greșeală în calculele pe care le fac. Nici vreun defect de construcție a aparatelor mele. La ora fixată, Lamanda urmărea defilarea trecătorilor. Gospodine impozante, bărbați mai mult sau mai puțin răciți, credincioși musulmani, un grup de turiști. Povestea asta mi se pare o absurditate totală. Da, am intrat în forat, mă joc până la capăt. Primul care suflă nasul în batistă, dacă se încăpățânează să nu mă asculte, s-a zis cu el. Cred că l-o mor pe loc. O să aștept aici până la 11 noapte. Asta-i. Serata asta e omul meu. Domnule! Poftim? Domnule, vă rog, vreau să mă iertați, domnule. Poftim? Domnule, nu mă recunoașteți? Nu? E și firesc. Mă numesc Lamanda. Jacques Patrice Lamanda. Doresc de mult să vă vorbesc, dar n-am îndrăznit până acum. Unde am avut plăcerea să vă întâlnesc? Ah, n-are nicio importanță, domnule, am putea la fel de bine sta de vorbă și aici. Îmi permiteți să fac câțiva pași cu dumneavoastră? Am o întâlnire urgentă. Ceea ce o să spun eu e și mai urgent. Vă jur că nu o să regăsați cum ați ascultat. Sunteți desigur însuflățit de o ambiție, domnule. Hrăniți un vis, o mare dorință, mărturisită sau ascunsă, nu-i așa? Și aveți impresia că omul este singur, că în fond nimeni nu-l ajută. Sincer, cunoașteți pe cineva care să lucreze pentru dumneavoastră din toate puterile? Aveți măcar idee ce ar putea să însemne un devotament total și necondiționat pentru dumneavoastră? Nu, în stradă sper să-l întâlnesc, domnule. Și totuși el se află aici. Bine, domnule, sunt încântat. Numele mi l-ați dat, lăsați-mi adresa dumneavoastră, am să vă scriu un caz. Nu, nu, domnule, din clipa asta sunt omul dumneavoastră. Viața mea vă aparține. Mergem la dumneavoastră acasă. Acasă, luați notă, domnule dragă, că înțeleg prea bine mica stinghireală trecătoare pe care o simțiți și eu o simt. În general, dau impresia că mă vâr cu deasila în viața dumneavoastră, nu? Da, cum se explică interesul pe care mi-l purtați, domnule? Nu mi-ați furnizat în privința asta decât explicații dintre cele mai vagi, nici măcar numele mi-l cunoașteți. Recunosc. Au rămas, în cele spuse de mine, unul sau două puncte voit obscure. Vom vorbi despre ele mai târziu. Greșeala de care trebuie să vă feriți de a vă închipui că aveți de-a face cu un nebun. Ah, dar n-am afirmat nici de cum așa ceva. Vă semnalez greșeala, atâta tot. Da, ea se va spulbera de la sine. Adineaori, domnule, m-ați întrebat dacă am vreo ambiție. Ei bine, am una singură. Să fiu ales membru al Academiei la alegerile din iarna viitoare. Când am să vă spun cum mă numesc, o să înțelegeți, cred, această ambiție absolut firească. Yves Le Troidec, profesor de geografie la Collège de France. Cum? Nu sunteți membru al Academiei? La puteam să jur că da. Ați auzit de numele meu? Da, evident. Din păcate, rivalii mei stau la pândă. Mă urmăresc prin ziare. Iată de pildă ce se publică. Citiți, vă rog. Ecouri de sub cupolă. Domnul Le Troidec candidează la succesiunea regretatului Van Schunert. Ar avea oarecare șanse să fie ales dacă academicienii nu și-ar aminti povestea ridicolă cu Donogo Tonka. În voluminoasa lui Geografia Americii de Sud, apărut în urmă cu 10 ani și care lucrarea sa de căpetenie, domnul Le Troidec
oferă numeroase informații asupra orașului Donogotonka, prezentându-l ca o citadelă modernă, cu construcții destul de elegante și descriind regiunea aurifer al cărei centru ar fi. Singurul păcat e că orașul Donogotonka n-a existat niciodată. Domnul Toadec a fost victima vreunei povești fanteziste de aventurier sau vreunei născociri umoristice. Așadar, în rezumat, afurisitul ăsta de oraș nu există. Dar spuneți-mi, domnule, dacă ar exista, cam pe unde s-ar afla? Exact acolo unde l-am amplasat eu, domnule. Uite-te pe hartă, aici. Perfect, aici. Când au loc alegerile la Academie? Peste vreo 6 luni. Domnule, am o idee. Vă ascult? 6 luni cam puțin, dar până atunci aș putea totuși încerca să întemeiez acest blestemat de oraș numit, cum spuneați, Donogotonka. Să-l întemeiați? În realitate? Dacă îl întemeiem, e de preferat de data asta să fie în realitate. Dar da, știți să întemeiați un oraș? Domnule, habar n-am, dar nu poate să fie ceva mai greu decât altceva. Când te afli într-o stare specială ca aceea în care mă aflu eu de azi dimineață, e chiar ciudat cum diversele treburi pe care această lume le poate oferi se egalizează în ochii tăi. Să monteze o broască, să o seduci pe regina Angliei, să întemeiezi orașul Donogotonka, vă asigur că niciuna nu mi se pare sensibil deosebit de celelalte. Nu e cazul să vă îndoiți. Așadar, spuneți da sau nu? Spuneți da, nu? Știu eu. Bine, atunci, la treabă. În primul rând, voi ataca băncile. N-am să vă rețin prea mult, domnule director. Veți înțelege din prima clipă importanța afacerii care mă duce la dumneavoastră. În ciuda anumitor înlesniri ce mi-au fost oferite, eu am ținut să nu întreprin nimic în lumea finanței înainte de a fi dat ochii cu dumneavoastră. Pe scurt, vin cu o afacere virgină. Da, într-un moment defavorabil, din păcate. Eu vă ofer salvarea, domnule. Da? Ce părere aveți dumneavoastră despre regiunea Donogo? Cum ați spus? Despre regiunea Donogotonka. Ați urmărit problema? Nu prea de aproape. Da? Adevărat? Curios. Nici ce s-a scris în presa americană? Mi-au parvenit unele ecouri indirect. Da. Vă interesează această regiune, domnule? Domnule, e foarte simplu. Sunt pe punctul de a pune pe picioare o afacere de 75 de milioane. Și dacă americanii îmi dau pace în perioada în care negociez, sunt sigur că începând de anul viitor voi fi în măsură să distribui acționarilor mei un procent de 6%. Poate 7, dar nu vreau să mă avânt. Apreciați că în prezent acest capital ar fi de ajuns? Dacă e integral vărsat, da. 150 de mii de acțiuni, 500 de franci, emise la cuantumul nominal. Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere. Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere. Serios? Vă asigur. Pe curând, sper, scumpe domnul. Una, două, trei, șase. 6 bănci mari și onorabile. Nu mai iau de la capăt. Mai bine mă arunc în apă. Kenner? Da, vă rog. Doriți plata? Da. Spune-mi, întotdeauna e atât de gol aici la dumneavoastră? Aici e întotdeauna liniște. Ce vreți? Criza. Doar pe la prânz se mai însuflețește când vin cei de la bancă. Cu clientele care se perinde pe aici trebuie să ai multe informații. De asta nu duc lipsă, domnule. Renizierul principal al băncii de peste drum, de exemplu, își ia aici cele 4-5 aperitive în fiecare zi. El îmi spune... Care bancă? Uitați acolo, dugheana aceea verde deschis. N-arată prea strălucit. Nu zic că e o bancă cine știe ce, dar afaceri face. Îl cunoști și pe director? Domnul Margaja? Da, ia și el cafeaua uneori la noi. Ai putea să-mi faci cunoștință cu el? Vă rog. Ce părere aveți, domnule director, despre regiunea Donogotonka? Cum? Ce spuneți despre campania declanșată în presa americană? Aș dori să știu în ce fel vedeți dumneavoastră personal viitorul Donogoului. Puneți accentul mai des pe regiunea aurifera sau pe dezvoltarea orașului, a marilor lucrări, terenuri, căi de comunicație? Eu? Da. Nu pun accentul pe nimic. Nu?
Exagerați, domnule Margajean. Da, dar n-are nicio importanță, continuați. Nu, exagerați, sincer vorbind. Vă rog să citiți ce a scris un om ca Yves Le Trois-Adec, marele nostru geograf, unul din cei mai buni din lume, despre Don Ogotonka, încă de acum 10 ani. Iată volumul la mine. Nu să-mi spuneți că e scris de circunstanță. Vreți să repetați? Don Ogotonka. Nu e rău. E un cuvânt pe care îl reții, adică nu-l reții, dar tocmai greutatea de a ți-l reaminti îi conferă ceva de neuitat. Mai trăiește individul? E profesor la Collège de France. Elita intelectuală se înghesuie la cursurile lui. Și afacerea dumneavoastră, Virgil? E foarte simplă, domnule director. Pune în momentul de față bazele unei societăți anonime cu un capital de 75 de milioane de franci și repartizat în 150 de mii de acțiuni, acte 500 de franci emise la egalitate. Scopul societății, punerea în valoare, dezvoltarea, amenajarea orașului și regiunii de Nogotonca, exploatarea intensivă... Gogomanii regiunii pariziene vor deveni în felul acesta donogogomani. În ce raport sunteți cu geograf? E un bun prieten al meu. Ați găsit și o denumire societății? Încă nu, dar continui să caut. M-am gândit la ceva în genul Compania Generală a Marilor Lucrări din Donogotonka. Compania Generală e bine, dar combinația noastră e în America, mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin, în America de Sud, foarte precis. Aveți un glob la îndemână? Nu, n-am intenția să mă duc la fața locului. Nu. Aici, uitați. În fundul Braziliei, da. O să vă lase în pace. Nici o teamă de vizită. Notați că intenționez să mă deplasez acolo personal, îndată ce va fi cu putință. Și profitând de studiile urmate, de experiența mea de arhitect, fost elevat școlii de bele arte, să depun un efort uriaș pentru a înzestra rapid Donogou cu tot ce lipsește. Drumuri, edificii publice. Mă rog, deocamdată să mă însemn pentru publicitatea curentă. Compania Generală Donogou-Tonka. Merge. Cine mai e în combinație în afară de dumneavoastră? Câteva bănci serioase mi-au făgăduit concursul, dar am vrut să am mâinile libere. Da, aveți noroc. Ați căzut peste un om care nu-și amintește să fie avut în viață o nevoie atât de urgentă să încaseze 2-3 milioane. Spuneți-mi, cum îl cheamă pe geograful dumneavoastră? Le Trois-Adec. Yves Le Trois-Adec. Afacerea dumneavoastră se distinge prin dificultatea numelor proprii și prin efortul la care impune memoria. Așadar, acest... Tu, Adecal, dumneavoastră ar accepta să țin o conferință, să zicem, sâmbătă viitoare la ora 3? Cred că da, dar... Dar nu în fața unui public numeros, nu. Vreo 15 personalități financiare pe care le-am în vedere și pe care o reclamă sfărăitoare a profesorului dumneavoastră, tu, Adec, de la Collège de France, îi va impresiona mai mult decât 3 săptămâni de demersuri întreprinse de dumneavoastră sau de mine. Îi cunosc. Bine, atunci să mă duc la el. Nu? Telefonează de aici, oferă la nevoie onorariu gras 5.000 de franci, îi avansez eu, se găsește întotdeauna mijlocul de a-l face pe cineva să primească 5.000 de franci fără să se supere. E bătrân? Cum se îmbracă? Fără nicio preocupare de eleganță sau grijă să fie la modă. Caută de el convinge să se lase îmbrăcat pentru sâmbătă. Îi trimit eu croitor. Să fie cam delicat. Mai trebuie să faceți în așa fel încât să spună exact ce vrem noi. O conferință de cel mult 30 de minute însoțită de proiecții cinematografice. Proiecții? Ce fel de proiecții? Cinematografice, regiunea, orașul. Să și dau un telefon. Domnișoare, dă-mi, te rog, marca de 2650. Oamenilor pe care îi cunosc le place o documentare concretă, deosebit nu țin deloc să se plictisească. Aha. Alo, cu domnul Luca, din partea băncii intereconomice, directorul. Da. De prin Brazilia, ceva gen Alaska. Miercuri cel mai târziu. Bine, îți mai telefonez, pe curând. Până miercuri se va filma în jurul Parisului pe platou de la Châtillon. Le veți da câteva indicații utile. Da. Bun, dar să mă mai gândesc. Așa. N-aveți cumva printre prietenii noastre unul mai șmecher, bun de gură? Cum, se găsește? Și cu o mutră mai mult sau mai puțin de aventurier? Am eu un lezieur. A călătorit mult? Nu prea, n-am mai ieșit de Montmartre de câțiva ani. Mi-aș avea nevoie de el sâmbătă, ca și cum ar veni de la Donogou, discuție familiară, înțelegeți, Le Trois-Adec, știința, Marea Bărbiereală, geografie, hidrografie... Petrografie... Exact, nu-i dai telefon geografului. Da. Imediat. Domnișoare, te rog, Gobelin, 4256. Da. Mersi. Domnul Le Trois-Adec? Personal. Aici la Mandin, Jacques Patrice. Cum ați spus? Nu vă mai amintiți? Domnul de la moschee, ăla care urmează să întemeieze Donogou. Ce mai faceți, dragă domnule? Mulțumesc. Tocmai mă întrebam cum mă mai duceți. Totul merge ca pe roate, domnule profesor. Sunteți liberi sâmbătă viitoare la ora 3? Aș vrea să țineți o conferință despre Donogou. Ascultați-vă, nu vă pot spune la telefon ce cred eu despre știință și adevăr, dar o știință care se mărginește să constate în mod plat ceea ce există. E o știință pentru niște intivii săraci cu duhul. Eu nu respect decât știința creatoare, cea care creează adevărul. E ceea ce ne unește, domnule. Așadar, enigmele pentru savant
și avantajele neașteptate pentru pionier recomandă de la sine regiunea Donogotonka, pe care depărtarea de coastă a pus-o pe vremuri la adăpost de lăcomia conquistadorilor, în timp ce unele tradiții din sânul triburilor seminomade ale bolbotecilor, caramișilor și momocaramișilor par să ateste că bogățiile le-au fost cunoscute încă din epoca precolumbiană. Într-un cuvânt, e pământul făgăduinței. Cum permiteți-mi să vă prezint pe domnul Le Sueur, cunoscutul globetrotter, recent înapoiat din Donogo și care ne va împărtăși impresiile sale. Nu trebuie să vă închipuiți că dacă într-o zi o să vă abateți pe acolo, veți da de ultimul confort în hoteluri și de o bucătărie aleasă. N-aveți decât să priviți acest film. Baraca de scândul pe care o vedeți acum în imagine este unul din cele mai bune restaurante de acolo. Ceea ce nu împiedică, domnilor, pe consumatori să-ți dispute pe bani grei sticle de gin sau imitații de șampanie. Abundența aurului duce la risipă și prețurile devin exagerate. Absolut inutil să vă deranjați scărându-l smoking. Un browning de format mijlociu e mai indicat. Mergem și noi în mijlocul lor? Nu, o clipă. Vreau să-ți dau vreo două, trei idei pentru propagandă. În primul rând, prospectul pe 4 pagini. Pe primele două, indicațiile de ordin financiar. Pe celelalte, un extras din conferința lui Turadec, între imaginea unui câmp aurifer și o vedere a orașului. Desen sau fotografie? Fotografie. Bun. Pentru ziare, publicitate redacțională. Cozeria amicului dumitale, reluată sub forma unui mare reportaj. Un francez în țara aurului sau o misterioasă Brazilie. Publicitate pe față. Afișe într-un stil foarte sobru. Gen creditul funciar. Perfect, chiar perfect. Mai rețin. Perfect. Știți că suntem așteptați să mergem. Nu, mai am și alte idei. Ar trebui să mai caut și dumneata. Un afiș foarte modern, foarte izbitor. Dai cumva relații cu un artist din avangardă să ni-l facă gratis. În sfârșit îl vom plăti în acțiuni. M-am mai gândit la scările metroului, știi? În fața treptelor Donogotonka, Donogotonka, Donogotonka. E foarte bine, într-adevăr, foarte bine. Da, oameni cu placarde în față și în spate. Da, îmbrăcați în căutători de aur. Nu, cam exagerat, da, nu? Da, chestii de tact. Desene animate la cinema. Da, o rochie lansată de o casă de mode, Donogotonka cu paiete de aur. Un parfum seriile Donogoului. Un parfum, da. Scurtă vreme după aceea, vestea despre zăcămintele de aur din Donogo s-a răspândit în întreaga lume. Oameni fără pâine și fără culcuș, istoviți de mizerie, inși fără căpătâi, aventurieri, și-au legat viitorul de cea din urmă speranță. Au cheltuit ultimii bani și-au pornit spre America de Sud în căutarea imposibilă. Destul! Destul ți-ai bătut joc de noi, puștire! Sunt 5 ore de când ne porți pe drumul. Este 5 ore, șefule. Am plecat de la fermă la amiază. Apune soarele. Da, dreptate, cel puțin 6 ore. O să ne apuce noaptea pe aici. Ți-a zis, poate Coșter, de timp ce noi dormim, și după aia prinde urmă, scoate ochii. Ei, nu, puștule, noaptea asta te cu frânghia. Ai vrut să faci pe călăuză, atunci fă pe călăuză până la capăt. Nu-ți dăm drumul până ne ajungem la Donogo. Nu în vecinătate sau până la primele case, la Donogo. Dacă o fi să crăpăm din vina ta, apoi să crăpi odată cu noi. Și dacă nu vrei să mergi mai departe, cu mâna mea te curăț dintr-un glonț. Așa-i, Matiu. Bineînțeles, bineînțeles. Ce scâncești? Hai, nu te mai jelei atâta. Nu faci decât să mă enervezi și mai mult. Acum, pe unde o luăm? Pe unde? Spune-ne! Mai departe nu mai știu. Ce? Nu mai e regiunea mea. Atunci, de ce ne-ai adus aici? Ce? Credeam. Ce credeai? Ce credeai? Ce credeai? Ce știți că eu l-o mor pe loc acum? Hai, mă mor! Ce să stai? Până când? Cu asta nu rezolvăm nimic. Uite, puștule, dacă faci bine și mă răspunzi, te iertăm. Da. Ia spune. Răspunde! Ce credeai? Credeam că e pe aici, pe undeva. E pe aici, pe undeva. Atenție! Ce? Uite, oameni! Oameni, sunt cel puțin 6 sau 7. Uite! Uite, pe mine, sunt pe mine! Veniți după mine! Se ne ascunde! Urcați-vă cu toți aici! Dă mâna aici! Nu se știe niciodată! Uite, au și unii din gemuri. Uite și ca... Și 3 catâri! Exact, 3 catâri! Păi ce ținesem cu Batista? Să nu-și închipui că stăm la pândă să-i atacăm! Hai! Joseph, și voi ceilalți, rămâneți aici.
iar tu stai cu vitele și cască ochii. Bine, șef. Da, înțeles? Da, șef. Prieteni! Amigo! Buenos dias! Bună seara, domnilor! Bună seara. Bucuros de întâlnire. Cunoașteți locurile? Nu prea bine. Nu sunteți de pe aici? Nu. De unde? Proastă chestie. Oamenii mei, catării și cu mine, suntem la capătul puterilor. Și noi. Dar n-a lipsit mult să deschidem focul asupra voastră. Asta mergeți departe? Departe. Aș vrea să știu și eu dacă merg departe sau aproape. Aș vrea să știu pur și simplu unde merg. Nu e prea comod de călătorit prin părțile astea. Nu mai vorbim despre călăuze. De ieri car după mine un indian, o chele roșie. Unul veritabil. Și? Josef! Vino încoace cu indianul! Cunoașteți cumva limba pieilor roșii, domnule? Nu, domnule. Nici eu. M-am luat pe asta găsind care o privire excesiv de isteață și pentru că pare să înțeleagă totul prin semne. De fapt, nu pricepe absolut nimic. Nu? Nici picioarele pe care le primește în fund. Avem și noi o călăuză. Da? Nouă nu ne-a făcut niciun serviciu. Poate știe drumul care vă interesează pe dumneavoastră. Da. Hei, pușule! Pușule! Hai, 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 hai. Știi cumva din întâmplare care-i drumul spre Donogotonka? Donogotonka! Salvați! Salvați! Suntem salvați! Josef! Donogotonka! Ăștia știu drumul spre Donogotonka! Cine? Noi? Dacă e așa, dacă e așa, mergem împreună. Ăștia patru sunt olandezi, i-am cules de la Rio, unde îi întrebau pe toți sergenții de stradă care este drumul pentru Donogo. Ei mi-au dat bani pentru cachiri și provizii. Dacă aveți nevoie de ceva, vă stăm la dispoziție. Înainte, domnilor, arătați de drumul. Stați, stați! Stați! Drumul, asta am vrea și noi să știm. Numai că habar n-avem. Da, domnilor, n-am vrea să vă dezamăgim, dar nu știm nici noi care e drumul spre Donogotonka. Și noi căutăm drumul. E vesel, Josef! Și ei caută drumul spre Donogotonka. În acest timp, la Mandan și bancherul Margaja își sărbătoreau triumful într-un restaurant din Bois de Boulogne. Dar lucrurile erau abia la începuturile lor. Sunt foarte mișcat, dragul meu codirector, foarte mișcat. Da, să fim rezonabil, până acum totul a mers cum nu se poate mai bine. Capitalurile nu ne-au ocolit, ritmul subscripțiilor merită calificativele de reconfortant și sănătos. Nu ni s-au cerut decât justificările cele mai naive, dar... Da, mai departe, dar, mai departe, da, spune. S-ar putea să mai găsești câțiva fraieri, dar m-aș simți mai liniștit dacă știi că există acolo ceva. Da. N-ar trebui mare lucru. Câteva construcții ușoare, da, străzi provizorii, garduri de lemn. Nu-ți închipui ce plăcere aș avea să pot atârna prima fotografie reală din Donogon Hall Hotel. Da, bineînțeles. Pentru un fel nimic nu valorează cât ceva adevărat și real. Da, e un lucru care îți dă putere, crede-mă. Da, bine, sigur, eram sigur. Știam că aici o să ajungem. Unde? Că va trebui să sfârșim până a pune bazele acestei blestemate localități de oameni fuduri, de neghiop și de apași de care lumea se lipsește cu atâta ușurință. No, no, no. Ah, dacă măcar idiotul ăsta bătrân de lui Tuadec l-a fi plasat într-un loc mai ca lume, dar tocmai în fundul Braziliei, auzi, la capătul acestui blestemat de Tapajos, pentru că puțin îi pasă dumnealui. Nu, că n-a făcut-o cu rea intenție. Păi asta ar mai fi lipsit. Vezi, nu mă sperie călătorile, dragul meu, dar nu există colț pe lume care să mă atragă mai puțin ca acest Tapajos. Suport căldura uscată, îmi plac orizonturile largi, dar acest Tapajos demodat trebuie să fie spongios, mișunând de insecte, ecuator într-un dulap. Vei face o călătorie încântătoare. Da, sigur, ce știi dumneata? Nu mă mai las eu dus de geografie. Dar n-am să te las să pleci singur, nu, nu. Bineînțeles, asta ar mai lipsi. Da, vă rog, imediat. Va trebui să fii secundat de colaboratori care să-ți placă, de oameni atașați și bine dispuși, nu? Vom aranja lucrurile cum e mai bine. Bineînțeles, câtă vreme va fi vorba de băut cocktailul pe vapor, totul va fi perfect. Să-i vedem pe camarazi bine dispuși când îi voi duce în plină junglă după 15 zile de mari sub ploile tropicale și le voi spune: copii, am ajuns aici sau altundeva. Suflecați-vă mânicile, construiți-mi de grabă un oraș, că am început să simt umezeala la picioare. Ei, nu dramatiza, mâna de lucruri propriu-zis o vei găsi la fața locului, în regiune. Exact, sigur, o să lipesc afișe în pădurea virgină. La nevoie vei angaja două, trei echipe chiar la Rio, nu?
De aici n-ai să iei decât cadrele, viitoarele elemente administrative ale orașului. Dar cui vrei să propun o asemenea aventură? Unor tehnicieni serioși? Unor ingineri calificați cu obligații familiare? Pe ajuns și acolo mă strâng de gât. Nu, există în toate profesiile tineri în căutarea unui ideal, care vor fi mai sensibili la chemarea frumosului și binelui decât la unele neplăceri trecătoare. În fond, ceilalți, cei care au și plecat, cum se descurcă? Două lucruri nu pricep eu. Mai întâi, de ce n-am dat încă de Donogo? Asta încep să mă întreb și eu. Șefule, știi că ceilalți nu mai vor să meargă? Știu. Și ce vrei să fac? Am ținut să te înștiințez în calitate de comandant. Adresează-te mai bine companiei generale, biroul de reclamații. Nu râdeți! Toți camarazii sunt de aceeași părere. Dacă n-am găsit până acum, înseamnă că nu o să găsim niciodată. Cu cât mergem mai departe, cu atât ne înfundăm mai adânc în junglă. Da, ar fi o prostie curată să continuăm drumul. Asta e și părerea mea. Și a mea. Da. Și atunci? Atunci eu propun următoarele. Mai avem destule provizii. Cateri, eu mai duc nițel. Să ne reîntoarcem cât mai iute. Nu se poate. N-aveți decât, înapoiați-vă dacă vreți. Eu unul nu fac calea întoarsă. Ce tot trâncănești? Dumneata în persoană ai declarat primul că nu mergi mai departe. Exact, da. Așa e, da. Nu merg nici înainte, nici înapoi. Cum adică? Prefer să crăp pe loc? Și de ce nu? A crăpa, pentru a crăpa e mai puțin obositor. Nu vă împiedică nimeni să plecați. Mă rog, dumneata ești stăpânul animalelor și ai 3/4 din alimente. Ascultați, fraților, nu știu cum o fi la Donogo, dar găsesc aici, uitați-vă, aici nu e deloc rău. Ești bate joc de noi! Fraților, nu v-ați uitat bine! Stați așa! Nu v-ați uitat bine. Locul nu face impresie, fiindcă nu e aranjat, dar locul e drăguț. Uitați-vă, un râu nu prea adânc. Trebuie să aibă și pește. Pădurea nu e prea mare. Are vânate, sigur. La urma urmei aveți totul la îndemână. Și cine vă spune că nu e și aur în nisipul acestui râu? Joseph, vorbești serios? Oarecum. Exact ce ne trebuie. Oamenii care au întemeiat Donogo, admițând că el există, n-au fost mai deștepți ca alții. Nu cumva vă trece prin cap să ne stabilim aici? S-ar putea să avem noroc. Ce fel de noroc? Să dăm într-o zi peste niște indivizi care să știe într-adevăr unde e Donogo. Mai crezi în bazmul ăsta? Puțin, nu prea mult. Dar de ce oare individul acela de la Collège de France, le Troadec ăla, să-și fi bătut joc de noi în halul ăsta? Iar dacă e un obicei al țării ca râurile să aibă aur în nisip, cum spuneai, atunci ce mi-e ăsta, ce mi-e altul? Bine, dar aveți uneltele, instrumentele necesare pentru căutarea aurului. Nu, credeam că o să le găsim la Donogo. Și noi, în bazare. Când e aur amestecat cu nisip, nu se vede cu ochiul liber. Băiețași, nu te mai gândi atât la asta. O să ai prea multe decepții. O să trecem la căutatul aurului când nu mai avea altceva de făcut. Duminică după amiază. Așa. Mai bine, haide, mă ajută să descarc atârii. Atunci ce mai așteptăm? Să desfacem bagajele. Să ne încropim pentru la noapte un adăpost ca lumea. Donogo prindea să se înfilipeze. Mitul devenea realitate. Ca de atâtea ori în istorie, știința, previziunea înfăptuia miracole. La Mandan și grupul său de pioneri
porneau la rândul lor spre Donogo. Așadar și tu, Benan, și tu, Leziur, m-a lăsat să plec. Vom veni să te vedem, n-ai grijă. Aranjează bine lucrurile acolo și când vei putea să ne găzduiești ca lumea, dă un semn de viață. Ți-am dat biletele, scrisurile de credit. Am totul. Lăsele cu arme și muniții sunt aici. Hai să mă ții la curent, nu-i așa, dragă domnule? Da, domnule profesor. Când s-o apropia momentul alegerii mele la Academie, trimitem câteva telegrame de acolo. E foarte important. Nici o grijă, domnule profesor. Poftiți, poftiți, un cuvânt de plecare, domnule Benan. Credeți? Toți așteaptă, am convocat de altfel ziariști și fotografi. La ce calitate să le vorbesc? Te descurci, dumneata. Atențiune, atențiune. Liniște. Da, da. Domnilor, să-mi fie permis ca numele Ligii Franța Donogotonca, organ al prietenii Franco-Donogotonchiene, precum și îngăduiți-mi să adaug numele tuturor persoanelor prezente, să salut în emoționanta clipa plecării misiunea franceză însărcinată cu executarea la Donogo a unor lucrări uriașe. La revedere, domnilor, la revedere. Lăsați pe acest peron prieteni mândri de voi, dar nițeluși triști și care nu se gândesc să-și ascundă emoția. Dar acolo, la Donogo, vă așteaptă străzi pavazate, populația în straie de sărbătoare și delirând de entuziasm, pentru care sosirea voastră va însemna prosperitate, unitate, dreptate. Ordon, vagoane! Închipuiește-ți, Joseph, că am fost poate de 30 de ori la gârlă și n-am avut deloc răgază să văd din ce e făcut disipul. Rească Dumnezeu să vezi. Deci, e dăunător. L-ai auzit ieri pe Matie. Dacă ne apucăm să căutăm aur, suntem pierduți. De ce? Asta ne-ar da curaj, dimpotrivă. De ce, de ce? Pentru că ne căutând mai nutrezi speranța că există. Pe când dacă te apuci să cauți... Ce s-a întâmplat, Sam? Ce s-a întâmplat? Oameni care vin încoa. Din ce parte? De acolo. Mulți? 5-6. O mulțime de vite. Sunt departe? Nu, la vreo 500 de metri. Ce-ar putea fi? Cum arată? Nu se văd bine. Au puști. Au puști? Trebuie să adunăm oamenii. Haide! Bun găsit! Aici e Donogo? Priviți indicatorul, cred că știți să citiți. Eu întreb de orașul propriu zis. Cum adică? E mai departe, în spate, unde? Nu, nu, mai departe, în spate, e periferia. Orașul e aici. Aici. Oh, atunci e tare mic, Donogo. Nu este excesiv de mare. E în curs de dezvoltare. Dar câți locuitori are? Un număr oarecare. Și unde sunt acum? Mai peste tot. Unii lucrează, alții se plimbă. Și dumneavoastră vă place aici? Desigur, dacă nu ne-ar place, n-am fi aici. E un climat foarte sănătos, vânat cât poftești. E locul visat pentru cură de aer și viligiatură. Dumneavoastră vă arde de râs și noi am venit. Bine, bine, da, aurul, aurul. Poftim? Da, aur se găsește. Se găsește aur? Destul. Pe unde? Pe acolo. Unde? Pe acolo, unde pe acolo? Spre râu, ce Dumnezeu. Am la mine instrumentele. Mă ajut ce să văd. Ia stai. Ce să vezi? Cum ce să văd? Conținutul în metal al nisipului. Știi, nu e o treabă ușoară. Trebuie să fie antrenat și... Sunt antrenat, domnule. Ia stai. Ce faci, șefule? Lăsați-l. Să caute aur. Să caute ce vrea. Dacă au venit ei, vor mai veni și alții. Nu-i vom putea opri să facă ce vor. Într-adevăr, în urma noastră mai era un convoi. Convoi pentru Donogo? Desigur, și încă unul destul de important. Vreo 28 de oameni cu catâri, cu unelte. Ce va fi aici peste câteva săptămâni, domnilor? Vin oameni din toate părțile. Domnule Mar-
angaja. Alegerea la Academie e fixată irevocabil pe ziua de 11 luna viitoare. N-am cum să o amân. Și îmi trebuie dovezi de acolo, dovezi. Altfel toată reclama deșânțată pe care ați făcut-o aici se va întoarce împotriva mea. Știți ce insinuează partizanii lui Mazepin, domnule bancher? Nu. Când loc să-mi fac greșeală uitată, am avut nerușinarea să bat monedă pe seama ei. Că m-am făcut complicele retribuit gras al unei bande de jefuitori a economiilor publice și că citesc textual o frază care a fost rostită, că am dovedit prin asta cum un mic geograf poate să devină o mare canalie. Colegii dumneavoastră se exprimă destul de bine. Să lăsăm gluma, vă rog. Situația mea e disperat. Și vă închipuiți că eu stau pe roze, trei delegații ai acționarilor așteaptă dincolo să-i primesc. Acțiunile continuă să scadă în dar sigur, mai exact și acum în bănci acțiuni pentru 5 sau 6 milioane de franci fără plasament. De ce am să le spun acestor oameni? Ar fi trebuit ca lucrările să înceapă de urgență, să fie apărut ecouri în presa țării, să fie primit de la domnul Lamandin cablograme amănunțite. Dumnezeule, Dumnezeule. Dar bineînțeles, dar Lamandin a plecat mult prea târziu, cred că de-abia a ajuns la Rio. Nu? Numai de n-ar pierde timp, l-ați îmboldit. L-ați pisălogit de ajuns. Iată ultimele telegrame pe care le-am trimis prin radio. Trebuie să le fi primit pe vapor acum 3 zile. Situație foarte delicată. Stop, cădere bursă. Zvonuri neplăcute. Stop, faceți imposibilul pentru a obține rezultate cât mai curând. Și alta. Alegere truade compromisă. Adversari veninoși. Urgent, document hotărător și pulberare calomnii. E textul dumneavoastră, condensat. Și n-a răspuns? E ce ați fi voi să răspundă? Nu? Că doar nu se iasă donogoul din pământ în momentul când coboară de pe vapor. Ce mă interesează e să monteze în cel mult 2 luni câțiva metri de uluci, indiferent în ce loc, și 3 barăci. O să mai pot lungi până atunci, mituind gazetele de scandal. Dar în 15 zile, Mazepin va fi ales? De domnule. Asta ești! Domnule Margaja, dar vă rog... Dacă nu vă trebuie mai mult de 100.000 de franci pentru a cumpăra voturile necesare, vi pot avansa. Ce vorbiți? O alegere la Academie nu se cumpără. Se obține numai pe merit? Atunci e grav. În acest timp, la Donogo se petreceau transformări surprinzătoare. Construcțiile se mulțeau, se iviseră ca din pământ hoteluri, baruri, agenții de voiaj. Dar la 17 august, orele 16, s-a aflat că urmează să sosească dintr-o clipă în alta delegatul companiei generale, care pe deasupra își dăduse și titlul de guvernator. Au izbucnit proteste. Mulțimea s-a adunat în piață. Într-un cuvânt, nu ne-a cerut părerea. Și poate că a procedat bine. Fiindcă i s-ar fi spus să nu se obosească venind într-o regiune în care oamenii n-au apucat să-și termine instalațiile. N-au montat încă ascensoarele și caloriferul. Așa e, vreți să aflați care e părerea noastră? A celor care suntem aici de la început și care am muncit pe brânci mai dihai ca toți ceilalți. Ei bine, e că n-am făcut toate astea de dragul companiei și că nu o să ne lăsăm fraieriți. Pricepeți, băieți? Planul companiei nu e complicat. Să punem mâna pe tot ce este aici în schimbul unui pumn de nuci. Da, da, și după aia să ne angajeze pe nimica toată. Asta e. Nu vă cerem să-i primiți cu gloanțe. Dar când va sosi clipa să stăm de vorbă și să ne apărăm, va trebui să ne susține. Se priceapă domnul ăsta la mandă, încă nu o să meargă treaba cum crede el. Și arătați-vă demn. La sosirea lor, o tăcere plină de rezervă. Ca să nu spunem încărcate de primejdii. O populație mândră și hotărâtă, sigură pe drepturile ei neclintite și crâncen atașate de tradițiile ei. Domnilor, să strigăm cu toții! Trăiască Donogo Tonka liber! Când era un zi să le înghețe inima! Uite, uite, vine! Ăsta era Mandel! Dragii mei, o să ne înțelegem foarte repede. Am 30 de milioane de cheltuit în lunile care vin și la nevoie alte milioane în urma mea. M-aș putea instala la 3 km de aici sau la 20 să construiesc, să n-am discuții cu nimeni. Aur, mă aranjez eu să găsesc, cel puțin cât aici. Esențialul este reclama, lăudăroșenia și în materia asta știți bine, mă pricep. Dacă vă aflați aici, eu sunt cel care v-am trimis.
Orașul vostru, eu l-am prospectat. Dacă plec în altă parte, nu vă mai rămâne decât să mă urmați sau să vă uscați pe loc. Și milioanele vor fi obținute de alții. Da, nu vreau să vă amărăsc. Iată condițiile mele. 10 minute pentru reflecție. Vreau autoritatea absolută. Încă în seara asta veți depune toate armele la mine. Voi avea o escortă formată din 8 oameni siguri. Pentru orice contestație, un tribunal format din 3. Eu, președinte. Terenurile reglementar ocupate vi le las sau le cumpăr. Plătesc foarte bine. Dar fără pungășii, de pungășii amoroare. Plătesc foarte bine munca, dar n-am nevoie de leneș. În fond, veți fi foarte mulțumiți de mine, afară de câteva lechele. Îi vom zvârli. Hei, hotărâți, mai aștept 5 minute. Sunteți de acord, domnilor? Da, 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 așadar, e în regulă, domnule guvernator. Sau, ca să zicem așa, putea să fie și mai rău. Așa. Domnule guvernator! O radiogramă, domnule guvernator. Yves Le Troadec a fost ales. Domnilor, o veste mare primită prin radio. Yves Le Troadec, ilustru savant care a descoperit Donogotonka, omul providențial, fără de care niciunul din noi n-am fi aici, a fost ales membru a Academiei Franceze. Avansați toate străzile. 20 de salve vor fi trase astă seară în piața centrală. Acum Donogoul încetase să mai fie o hazardată ipoteză geografică. Devenise un fapt. Ieri era încă o legendă. Azi devenise o nouă lume, o epopee a timpurilor moderne. Sosise momentul ca la Donogo să-și facă apariția și Benin, Lézieur și ceilalți autori ai epopeii. Mi s-a anunțat să se nevastă ieri seara la ora 18 de către poșta vechilor ziduri. Ați călătorit bine, dragi. Excelent până la Pernambuco. După aceea ne-a cam clătinat. Suporți mare, Lézieur. Da. Da, tu, Benin? Eu suport, dar în anumite momente îmi dă de furgă. Ce impresie ți-a făcut sosirea aici? Considerabil. Așa? Într-adevăr, da, da. Sunt mândru, dragi. Mă așteptam la o parcelare în savană și aproape de un mare oraș. Ceva rapid și măreț care a transformat pământul, așa cum bucuria îmbujorează obrajii. Dar chiar și palatul tău. Arhitectura e un pic bizară. Da, un pic, numai suntem în căutarea unui nou stil colonial. Dar de mare efect. Acum 6 luni era decât o colină stâncoasă cu câțiva arbuști. Dar și atunci cine a construit toate acestea? Niște amărâți porniți în căutarea unui Donogo imaginar într-o seară, frânz de oboseală, zvârlindu-și bagajele jos, au creat pe neașteptate un Donogo real. Alții mai târziu li s-au alăturat. Și ce au făcut aici? Au încercat să trăiască. Nu cred că le-a venit ușor. Au adus cu ei din cele 4 colțuri ale lumii candoare, iluzii, ticăloșie, acel fie ce-o fi, dar totodată arme și lopeți. Da, luatul din care se plămădește o lume nouă. Cum te-au primit? Ar fi putut să mă ucidă. Eu îi trimisesem să crape aici, nu? Și nu te-au ucis. După cum vezi, uite pe ala. Milioanele companii au aranjat probabil lucrurile, evident, nu? Evident, dar mai ales eram făcut să ne înțelegem. Da, n-a fost decât o neînțelegere. Sosiseră la întâlnire înainte de ora fixată. Exact. Și au construit orașul ca să mai treacă timpul. Să știți că nu sunt tare, dragi. E, și ei țin la tine, dragul meu. În drumul nostru i-am auzit aclamându-te. Auzi vorbă, că și eu trebuie să țin totul în mână. Până și conștiințele. Ori ești, ori nu ești dictator. Mai exact spus, sunt la jumătatea drumului dintre regimul patriarhal și marea dictatură modernă. Dar văd că ai înălțat și o statuie. Ce reprezintă? Eroarea științifică, bineînțeles în geografie. Dar cum îi dai în mod public această denumire, dragul? Oh, asta intră intim. Ah. Denumirea oficială este adevărul științific. Da, de altfel, între adevăr și eroare științifică nu a fost niciodată decât o diferență de dată, nu? El și ea, adevărul și eroare științifică, vor fi zeii patriei noastre cu un nume atât de greu de reținut, Donogo Tonka. Ce Ați ascultat Miracolele științei de Jules Roman. Distribuția a fost următoarea: Lamandin, Radu Beligan; bancherul Margaja, Mircea Șeptilici; Le Trois Vechi, Mihai Pălădescu;
Miguel Rotisc, Paul Sava, Benan, Mihai Fotino, Le Sur, Marius Pepino, directorul George Oprina, crainicul Constantin Băltărețu. În alte roluri, Cornel Vulpe, Nucu Păunescu, Corrado Negreanu, Eugen Petrescu, Minel Kleper, Ion Pascu, Alexandru Arșinel, Olimpia Taplan, Mariana Stroie, Gheorghe Pufulete, Mihai Stoienescu, Ileana Șerban, Mircea Cosma. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1972.